Hei, salut prieteni, eu sunt Tete și suntem la cutia lui Tete și suntem aici în unboxing-ul să vedem unde, în care cutie este mustața lui Nicolae Guță. Sunt alături de David, salut! Da, salut! Așa, și așa cum am spus, de data asta deschidem cutiile să vedem cine a ghicit cutia cu mustața lui Guță. Dar am primit o grămadă de comentarii. Toată lumea a scris aici culori galben, verde, o grămadă. V-am așteptat aici pe canapea până atunci. Hai să începem să vedem cine a ghicit. Deci, hai să o luăm cu roșu. Cine a spus roșu? Să vedem dacă a avut dreptate. Îmi pare rău cei care a spus roșu. Poate data viitoare n-ați ghicit. Hai să o luăm cu verde. Să vedem dacă au ghicit. N-au ghicit nici verde. Îmi pare rău, data viitoare cei care a spus verde, poate data viitoare. Ok, hai să o luăm cu albastru. Hai cu roz. Hai cu roz. O păstrăm pe aia albastră. Roz, să vedem cine a zis roz, dacă a ghicit. Yes. E închisă, mă, n-are nimic aici în ea. Ok. Și poate facem și un top. Cine ghicește, primește un punct. Facem o tabelă aici pe perete undeva și se adună punctele și vedem cine ajunge, de exemplu, la 100. Și eu la 100 de puncte. Cine ajunge la 100 de puncte primește de la mine ceva, un cadou. Exemplu, am putea face neagră nimeni, bă. Hai să vedem. A rămas galbenă și albastră. Albastră am lăsat acolo. Dar hai să facem cu albastră, că era vorba. Cine a zis albastră? Hai să vedem albastră. Și este? Galben! Ia să vedem cine a zis galben. A ghicit, oameni buni. Aici este ieșirea. Și uitați mustața suspendată a lui Nicolae Guță. Ce mustață de polițiști are. Ce mustață, de aceea nu mai are mustață, pentru că mustața lui a fugit. Cei care au spus culoarea galbenă, cutia galbenă, au ghicit. Mustața a fugit. Mustața a fugit de Nicolae Guță. Ok. Pentru cei care vor să, dacă aveți idei, scrieți în comentarii idei pentru un nou episod TT, cutia lui TT, la TT Show. Ce să punem în cutie? Adică care să fie subiectul? Avem căsuța acolo, care încă ne așteaptă pentru o serie șmecheră. Uitați aici. Căsuța misterelor, care a muncit la ea, nu o jucărie. Are și subteran. Vreți să intrăm puțin? Nu mai. Are și subteran camere. Ok? Și ce să vă zic, ne vedem data viitoare, să nu lungim. Ciao! Ciao!